Joy FM și la Strada TV vă spun bună seara, mă numesc Cristian Varia și iar alături de noi, dacă este marți, îl avem pe primarul municipiului Arad, domnul Călin Bibarț. Bună seara! Bună seara, deși acum iar e cu bună ziua. Iar e cu bună ziua, da. Și ora. Eu tot și am sperat, ora s-a scumpit. Nu, eu tot am sperat să se schimbe schimbarea odată și să nu se mai treacă la ora de vară, dar se pare că sunt doar discuții la nivel european și discuții au rămas. Discuții au și rămas. Din păcate, ne tot schimbăm. Dincolo de toate teoriile, nu-i văd niciun beneficiu, ba dimpotrivă, ne zăpăcește pe toți de cap. Da, ne cam dă peste cap un pic. Ok, trebuie să vă spun că avem telefoane, adică posibilitatea să ne sunați da, avem, în direct. Avem. Și avem și din astea. Avem. Și avem și din ăla cu fir pe care Gianina Gula ne spune cine va intra în direct. Ea e cu stabilul. Da, și ea ne și taie dacă e cazul. Și ne trimite acasă. Dar până acolo mai avem o oră. Ce ne taie? Vedeți asta. A. Are acolo bumbi. Ok. Speriat, să știu. Vă anunț că număr cu tarif normal 0357-431-431, da? Și puteți să ne scrieți deja mesaje, au intrat deja, spunem bună seara tuturor care ne spun bună seara și noi începem discuția noastră cu ce s-a mai întâmplat în frumosul oraș de pe Mureș. Dacă e ministrul energiei sau dacă este cineva de la gaz, răspundeți că cine știe ce ofertă ne face. Da? Care l-am sunat toată ziua, acum mă sună. Ok, păi, poate dacă dorești o dedicație putem rezolva și aspectul acesta. Tocmai o să-i spun să intre pe radio. Ok, câteva aspecte pe care le trecem în revistă vor fi curățenia de primăvară, atât la nivel de primărie, cât și la nivel de implicare cetățenească. Da. Mâna pe mătură. Hai. Ceea ce s-a întâmplat și în fața Palatului Administrativ, curățenie. E bun, acolo a fost un domn acolo care s-a îndeletnicit astăzi. Nu, ce a făcut? A fost o mașinărie. Ok. Un dispozitiv, nici nu știu cum să-l numesc. O mașină cu... Bun, cineva ne-a făcut o propunere să ne arate dotările pe care le are în mod gratuit și ne-a garantat că ne va arăta cât de murdar este platoul din faltea primăriei și a avut dreptate. Eu îi mulțumesc public pentru efortul făcut și pentru faptul că l-a curățat și că arată mult, mult mai bine decât înainte. El are oricum platoul o perspectivă pe care noi ne dorim nu foarte, foarte îndepărtată în 2 ani de zile să-l refacem. Pentru că de-a lungul timpului, în mod inevitabil, a mai suferit deteriorări, adică are în general unele crăpături, fisuri, mici bucăți lipsă. Mie sunt dat un scotch data viitoare să prind firul ăsta. O agrafă, spate, ceva pe acolo. Dar ăla vine prin față, că suntem la radio, e normal să fie așa. Vine pască elefant cu trompă, mă scuzați. Păi încercați acolo o improvizație. Dacă nu, data viitoare legăm cu sârmă ca să fie totul ok. Și să fie happy, happy, joy, joy, cum se spune așa. Important e să fie happy. Deci că l-am păcălit. Am băgat după curea aici în spate. Cum a să cam, ați venit cu oarecare atitudine. Cu firul ăla nu v-a plăcut deloc în seara. Am, ce mă lupt și eu. Da. Corect. Bun, revenind la curățenia de primăvară, ceea ce este important ca și cetățenii să să nu uite, încerce să-și facă în jurul condominiilor curat. Evident, da? Ca în fiecare an. Fiecare primăvară și în fiecare toamnă. O obligație, nu chiar, mai degrabă așa, o datorie față de comunitate. Să folosim termeni din aia celebri, obligație cetățenească. Ha, nu chiar. Bun, ok, vin și mesaje. Cârpanu Andrei Daniel, legat de proiectul unui aquapark și spa, dacă nu sunt bani la buget, sunt convins că se poate lua un credit care se va plăti prin incasări. Domnia sa... Mai este un domn care aduce tema acestui aquapark. Se pare că oamenii își doresc nu știe o astfel un lucru de distracție în Arad. Elementar, din păcate. Verificat, de altfel. Știți că sunt foarte multe aquaparkuri la vecinii noștri. Așa. Noi am vorbit, în general, tot așa, aparținând de administrațiile locale. Din încasări nu reușește să se întrețină. Deloc. Nu deloc. Nu acoperă. De la caz la caz, administrațiile locale trebuie să ducă bani din buget ca ele să poată funcționa. Asta chiar sau cu altfel, mare. Altfel ar trebui ca prețurile biletelor de intrare să aibă sume nesuportabile pentru marea majoritate. Și tot ai ajunge în aceeași situație, că atunci ar veni și mai puțin. Prin urmare, nu ai cum să plătești creditul din încasări. Și atunci căutăm soluții dacă găsim o finanțare nerambursabilă, măcar pentru o parte din
asta. Dar în vremurile de astăzi, în vremurile, ar trebui să fim nesinceri unii cu alții. În vremurile deloc simple pe care le trăim, nu că nu ne dorim, dar din păcate prioritățile au fost să asigurăm gazul și căldura, să mai avem bani și de reparat drumuri, să avem bani și pentru spital. Sunt niște realități a vremurilor triste și grele pe care le trecem. Mai avem facturi de plătit la distinși domni acum cu gazele sau am cam păi nu, încheiat? Că noi totdeauna le plătim în avans. Nu, dar așa, estimativ, ar mai veni o perioadă ușor mai rece, care ne va nu costa știu, că mai nu mult? Nu sunt meteorolog. Ok, bun. Dar estimări se pot face. Sper că nu. Sau cel puțin presiunea pe care am avut-o până acum, statistic, evident că e în scădere. Acum suntem deja spre jumatea de milion pe zi, până acum eram spre 1.800.000, 1.600.000, depinde și de prețul gazului pe piață, dar mă rog, un subiect atât de mult discutat încât... Ok, pentru iarna următoare se știe o perspectivă? Mă întrebați când voi fi ministrul energiei, nu că mi-aș dori asta. Păi nu, da, fiecare cu treaba lui, de data asta, în iarna aceasta, nu prea și-au făcut treaba, ca să nu o dăm așa cotită. Dar n-au avut în vară depozitele pline, n-au avut o politică coerentă pentru administrațiile locale, n-au avut. Ceea ce înseamnă că ne-am făcut să scoatem foarte mulți bani din bugetele locale. Pe ultima sută de metri, pentru corectitudine, într-adevăr, am simțit un ajutor guvernamental de când s-au făcut aceste formule de compensare în care câteva milioane bune pe lună, chiar dacă veneau tot așa, după o perioadă de câte o lună, o diferență de o lună, două, dar tot ne-a prins bine și ne prinde bine. Dar realitatea este că România a fost complet descoperită la acest capitol, începând cu celebra firmă Romgaz. No. Și așa, pe perspectiva pe care o avem, dacă nu se pune piciorul în prag de către guvern în compania românească și a obliga rapid să încheie contracte cu administrațiile locale, estimez că vom avea probleme în timp. Da, nu vom deci mai avea deja furnizor. De pe acum. De pe acum. Încă deja e târziu. Ori suntem oameni gospodari, orice, iar vorbim în septembrie și în octombrie despre un subiect pe care ar trebui să-l tranșăm acum. Să știe clar cantitățile minime pe care trebuie să le asigure în municipalităților, un preț mai mult decât ok, fiecare să știe socotelele și să-și facă treaba. Nu așa, improvizații. Inacceptabil. Un mesaj trunchiat vine de la Andrei Sebastian, în urma lucrărilor de la canalizare. Mulțumesc. Nu știm despre ce este vorba, nu putem vorbi despre subiect. Poate fi cu ghilimele, mulțumesc, da. Mai ales când e vorba de canalizări, dar nu prea se ocupă primăria, ci compania. Ok, așa. Deci de acopar... Apă canal, că de-aia o cheam așa. Am lămurit strada voinicilor, e praf, ne scrie Adi Săfti. Deci, încă o dată, și am mai spus-o și în alte emisiuni, sunt de acord cu foarte multe lucruri, dar nu cu exagerări. Tragedie, praf, catastrofă. Da, domnule, cunosc foarte bine și eu strada voinicilor, cum știm și linia 2-ului, ambele similare, pentru că acolo se întâlnește linia de tramvai, fierul cu asfaltul. Și întotdeauna, mai ales când ieșim din iarnă în primăvară, sunt probleme între cele două componente ale vieții, fierul și să-i spunem asfaltul sau comunității. O să reparăm, dar nici nu ține mult. Acolo eu tot timpul trebuie să fii în urma lor să tot faci, pentru că asta e o problemă. La fel, veșnica problemă cu canalele, capacele de canal. Prin asta mare... va rămâne până nu se rezolvă, să se schimbe cu totul. Garniturile respective vor avea probleme tot timpul. Ok. Deci noi știm, dar am spus-o ca să fim bineînțeleși. Cunosc situația și eu m-am dus personal acolo și pe jos și cu mașina. Știm, o dăm în comandă, se va repara și pe linia 2-ului condurașilor acolo și pe voinicilor unde avem problema asta. Cu rugămintea și înțelegerea că o să vadă că nu ține foarte mult. La fel exact în sensul giratoriu de la Podgoria mai avem aceeași problemă. Dar ca în fiecare an. Reparăm și mergem mai departe. Bun, mai departe cu mesajele. Vă reamintesc de numărul nostru de telefon cu tarif normal 0357-431-431. Audiențe pe când? Ne întreabă domnul Ciuraru Trifu. Se lucrează acum la programul de audiențe. Vor fi probabil de luna viitoare. Ok, mai departe. Mai departe luăm un telefon. Janina ne face cu mâna. Spune bună seara și vă ascultăm. Bună seara, mă numesc Ciobotariu Cornel Mircea de pe strada 6 Vânători. Bună seara! Vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru
promptitudinea de a rezolva problema gardului de la CFR-ul. Mulțumesc frumos, acum să nu exagerăm, că mulțumesc, dar e meritul CFR-ului în primul rând, noi doar că i-am tot presat. Să spunem frumoasă. Că e o coincidență fericită. Că e o surpriză totuși frumoasă ce nu s-a făcut 30 de ani, că s-a reușit acum. Da, mă bucur. Mai aș avea problemă, n-avem probleme, situații pe care trebuie să le rezolvăm. Da. Hai să fim... Să vedem ce s-ar putea face cu strada Soveșului și străzile care astea sunt cele micuțe după trecerea de nivelul care ferată. Da. În sensul de a fi asfaltate, spuneți dumneavoastră, reparate? Cel puțin reparate, domn primar. Cel puțin. Toți ne dorim asta. Da, bun, o să verific și vom încerca. Să se facă cel puțin drept să fie, chiar dacă e pământ, dar drept să fie, domn primar. Am înțeles. Unde e de asfaltat de prima dată, e mai complicat, că trebuie proiect și o întreagă poveste și mai e și calea ferată pe aproape și nu ne dau avize cei de la CFR, o legislație absurdă, zonă de protecție, deci, și tralala, deși ele tot pentru așa ceva se folosesc, tot cu circulație. Dacă ar fi să pună în pericol traficul feroviar, la fel l-ar pune. Dar dacă nu reușim ce vorbeam noi, exact cum a spus dumneavoastră, măcar să le mai îndreptăm, măcar să mai punem ceva frezat, să le îndreptăm, să... Asta vă pot promite acum în direct. Da, mulțumesc mult. Nu trebuie. Știu că sunteți un om de acțiune, veți studia, veți rezolva problema. Cât depinde de noi. Unele care nu depind de noi, de primărie, 100%, mă feresc să le... Eu sper că o să rezolvăm și trotuarele de Dobrogea. Eu sper că o să le... Încet, încet. Sigur. Bun, acum ați fost onest la final. Că nu toate deodată și nu toate într-un an și nu toate într-un mandat, dar haideți că treaba e să rezolvăm. Mulțumesc mult și încă o dată, multă sănătate și succes. Și eu dumneavoastră. Mulțumim. Seara minunată. Doamne ajută. Sănătate, mulțumim. În continuare telefonul nostru la numărul 0357431431, număr cu tarif normal. Până atunci, mesaje, revine domnul Andrei Sebastian, mă refer la Micalaca, cel cu canalizarea. Micalaca, zona 300, în urma lucrărilor la canalizare, va rămâne beton sau se va veni cu un rând de asfalt peste ceea ce este acolo acum? Da, cred că mi-a scris și pe Messenger. Asta nu pot să știu eu. Am ceva similar și niște fotografii și am dat în lucru 99% că nu va rămâne doar betonul ăla așa. Deocamdată este vorba despre o umplere temporară cu criblură, cu material din ăsta de umplere, mai apoi probabil vine beton și asfalt. Dar acestea toate durează, trebuie să se taseze acolo. Lucrările astea sunt și ele de oarecare amploare și trebuie să așteptăm până se rezolvă, dar e praf în zonă, probabil de aia întreabă oamenii că este o problemă. Uite, din punctul acesta de vedere. Okay. Se va asfalta în final, vedeți? Asta în primul. Da, despre asta cred că este vorba. Am și fotografii. Da, e tăiat asfaltul mai multe locuri acolo. Da, o să frezăm, uite, Doamne, o să frezăm, să finisăm, să-i spunem așa, asfaltul, cementul și apoi se vine cu asfalt peste beton. Ok, bun, mergem mai departe. La zona 300. Doamna Alexandra Păunescu ne scrie în fiecare emisiune: bună ziua tuturor! Și noi spunem bună seara. Oare de ce e atât de scump biletul la intrare la expoziția dinozaurilor la Timișoara? Intrarea este gratuită și nu o zic pentru cu răutate. Pentru că e organizată de Consiliul Județean Arad, nu de către Consiliul Județean Timișoara. Sau Primăria Timișoara, nu știu cine a organizat la Timișoara. Bun, ok. Primăria organizează de primărie, evenimentul. Nu suntem parteneri în acest proiect, n-aș putea să-i dau, Doamne, un răspuns corect. Ok, felicitări. Dar cu siguranță și el generează cheltuieli, deci cineva trebuie să le plătească. Ok, mai departe avem un telefon. Ascultăm, spunem bună seara. Bună seara, voastră. Deci, nu-i de rău. Chiar sunt de... Am insistat să intru în direct cu Cristian. Ascultăm, rugăm. Mare problemă cu... Cu? Cu cheltuielile de aici, de la noi, de pe strada Tarapului. Cheltuielile, bine. Da, ne-au venit
vreau să cei care au scumpit gazul și electricitatea, nu la primărie, tuturor oamenilor, nu doar din Arad, ci din România și din Europa, prețurile au crescut și de 3-4 ori. Prin urmare, nu vă pot da un răspuns favorabil. Da, aici, la suflet, sub 400. Și-a venit de lei cheltuierile. Nu ce se poate întâmpla? Nu știu ce se poate întâmpla, dar nu pot să vă dau o soluție. Ar însemna să plătească altcineva pentru ei sau diferența. Peste tot și la ceilalți oameni din oraș, fiecare se încălzește, fiecare au becuri în casă, prețul a crescut de câteva ori. E adevărat, la noi la bloc nu a venit niciodată la noi. Niciodată nu a venit atâta. Păi, doar la cât ați consumat. Celelalte, da. La blocurile celelalte, fi gratis. De exemplu, nu a venit atâta, dar numai la noi, da. La 1, la 10 și la 9. Asta deci, e singura. Deci, înțelegem așa, sunteți într-o zonă cu blocuri sociale, da. Locuințe care s-au primit, vorba aceea, gratis de la primăria Arad, cu prețuri de închiriere modice și acum ați dori să vă plătească tot arădenii și cheltuielile. Nu, că vi se par mari sau cum? Eu nu pentru aia. Eu am vrut să știu ca să știm ce se poate întâmpla cu acești oameni care au venit foarte mic și le-au venit dintr-o dată. Dar n-am o soluție sau un răspuns. Ce pot eu să vă spun? Fiecare plătește atât cât consumă. Să consume mai puțin, ce pot să vă spun? Ce se întâmplă cu ceilalți din oraș dacă nu-și plătesc curentul sau nu-și plătesc gazul? Aia vine și îl taie. Li se taie, păi da. Ați văzut? Atunci ce Dumnezeu să vă spun eu acum? Da. Să aibă grijă să consume doar cât trebuie. E necesar. Ne întindem cât ne e plapuma, fiecare. E adevărat, dar dintr-o dată o pușcat. Păi dintr-o dată la toată lumea, că s-au anunțat că va fi din ianuarie încolo alt regim de prețuri, când și consumul era mai mare. S-au cumulat cele două, prețuri mărite și consumare. Evident, rezultat o factură cu multe zerouri. La toți. Nu e o noutate. Ce să pot să zic eu? Nici eu. Că dacă aș putea, v-aș da o soluție, dar v-aș minți. Da. Ok, vă mulțumim. Nu-i de ce. Ne cerem scuze pentru deranj. Nu-i niciun deranj. Da, și să bun. Aveți o zi plăcută. Mulțumim. Seară plăcută în continuare, așteptăm mesajele și telefoanele, numărul de telefon cu tarif normal 0357431431. Soriteu Sorin, în data de 19.09.2019, angajații Retim au reamplasat recipientele de gunoi în curtea blocului situat pe strada Traian Moșoiu. Ok, înainte de modernizarea străzii au fost două recipiente, acum numărul lor a ajuns la 4 pentru desfințarea punctelor de colectare de pe străzile Traian Moșoiu, Milea și David și amplasarea lor este în contradicție cu ordinul Ministerului Sănătății și așa mai departe. Un mesaj foarte lung. Atunci ok. Să discute cu Retim. Mă gândesc că... Așa da? Ne-au spus, că Retimul le-au amplasat. Dacă încalcă vreo normă... Așa, finalul mesajului, citesc, e foarte lung. Da. Având în vedere cele de sus, îmi vine mai să sus cred menționate. Că... Sus menționate. Așa, încălcarea legii este... permisă numai pentru autoritățile statului, nu și pentru interesul populației. Sper că primăria Arad va demara discuții cu proprietarii locuințelor din zona aceasta pe temă și nu vom fi nevoiți să apelăm la reclamații, la forurile de superioare, verificare. De stat okay. Și de partid. Asta mai și glumă. Da, nu, ok, bun. Bă, nu ies despre ce e vorba, am și imaginea locului. Întotdeauna fiecare ar dori să fie un pic, știți, așa, mai încolo. Dar nici foarte departe, ca să n-aibă mult de mers, dar să fie, dacă e un deranj, la vecinul, nu la noi. Cam de aici apare problema. La cei care sunt la case, treaba e simplă. Fiecare l-are la el curte sub geamul lui și nu are cu cine să discute, să-l împingă mai încolo, cel mult cu cei din familie. Mesaje și de pe telefon de data aceasta, ok. Domnul Ioan Matais ne scrie: felicitări pentru curățenie în parcuri, pentru cei 2500 de pomi plantați pe malul Mureșului reabilitat și pentru nou parc în construcție. Ok, se aude deja la telefon, am lucrat la aspect. Bun, Cosmin Deheleanu are ce minte luminată cu lanterna, a decis să blocheze toate intrările și ieșirile din parcările de la Policlinica Județeană de pe strada Spitalului. Este acolo o parcare vis-a-vis de centru de transfuzii sanguine. Terenul ține de Consiliul Județean și de Spital.
Bun, și reglementarea accesului acolo cine o face? Tot proprietarul, mă gândesc? Mă gândesc că da. Probabil că a fost o discuție, știu, am văzut și eu că sunt oprite. Poate că au vrut să mai câștige câteva locuri de parcare, chiar n-aș ști să-i răspund omului. Am verificat și la fața locului, că de-aia sunt așa de bine informat. Acum vă dați seama că nu pot să știu în oraș fiecare palmă de teren cui aparține. Da, da, da. Aș fi mincinos, dar acolo chiar așa mi s-a comunicat de către ai noștri din primărie. Ok, mergem mai departe cu câteva teme care au apărut astăzi. Vizită pe șantier, strada Sabinelor, zona Mărului, demolări în zona respectivă, continuă proiectul mare acolo, dar cu câteva Păi a mai fost vreo probleme. 7-8, mai mult spus, case, mă rog, locuințe, să le spunem, ilegale, pe care le-am putut demola ușor, fără scandal, pentru că i-am convins să le elibereze. Mai sunt, până acum, practic jumate din ce era acolo am reușit într-un an și un pic să punem la pământ. Mai sunt vreo 30 și ceva. În următoarele 2-3 săptămâni probabil vor rămâne 20 și un pic. Evident că pe măsură ce, mă folosesc un termen, se strânge lațul, vor rămâne cele care dor cel mai tare, adică vor fi persoane care nu se încadrează sub nicio formă la nicio reglementare legală pentru a primi altceva. Vor fi cu, mă aștept, discuții interminabile sau chiar cu scandal, pentru că vor spune ce să facă și unde să meargă. Vor fi cu copiii în brațe unii. Și azi am avut câțiva. Dar ăsta nu este un motiv pentru care să cedăm sau să nu facem să înțeleagă. Sunt oameni veniți de prin satul mare, de pe Dumnezeu știe pe unde, că de-aia nu se încadrează la nicio prevedere legală. Și azi îi spuneam cuiva, chiar dacă poate sună puțin mai dur, că el ce face de mâine când eram acolo cu demolatul, că să-i dau locuință, mă rog, eu, primăria, și am spus, dar nu vă supărați când ați venit aici. Ne-ați întrebat, nu pe mine, că nu eram eu, primăria sau pe cineva, pot să mă așez aici, uite, am venit, construiesc. Adică știți, așa, jumătăți din astea de măsură, unii vin să-mi spună cât au cheltuit să și le fac, același principiu. Înainte de a le face, ați întrebat pe cineva. Că știați că nu e a vostru. Prin urmare și în concluzie, fără nici o discuție și fără niciun rabat, se demolează și se asanează tot. Am mai aflat că și-au făcut, și-au și mințit printr-un fel de declarații pe la Enel să-și poată trage curent, că cum ar fi proprietari pe locuințe, pe Dumnezeu știe ce mai e pe acolo, pe teren. Exclus. Zona trebuie redată Aradului. Și așa mai avem câteva puncte acolo în care sunt proprietari și ăla acolo cu mormane de fier vechi, altul, vedeți, mai e o firmă care are în mijlocul zonei de recreere pe care o facem stația de asfalt, nu pot să-i, au promis că în 2-3 ani se mută de acolo. Deci o bătălie pe termen lung, dar dacă nu începem, că dacă începeau alții acum 20 de ani, discutam astăzi altfel. Așa cum noi într-un an jumate am reușit să punem la pământ 30 de, vorbesc rotund acum, de locuințe, jumate din câte am inventariat plus minus acolo, cred că alta era perspectiva și semnalul care se dădea. N-ați mai auzit să construiască nimeni acum. Toată lumea se întreabă cum să plece și unde să plece. Înainte era exact la 180 de grade. Era o veselie, era ca în vestul sălbatic acum 200 de ani. Cine vine primul să bată un țăruș și să-și ia o bucată de teren. Unde suntem aici? Suntem la Joy FM și pe la Strada TV și avem un telefon, da. Îl vedeți mai bine decât îl văd eu dar noi îl auzim în... pe doamna din regie care ne face cu mânuța. Da, da. Ceea ce înseamnă că îl ascultăm pe domnul sau pe doamna care intră cu noi în direct. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm și vă ascultăm. Cu domnul primar aș dori. Aici prezent, vă rog. Bună seara, domnul primar, și mulțumesc pentru tot ce faceți pentru... Mulțumesc de apreciere. Aș dori, în legătură cu parcul din Grădiște, din piața Carpați, nu mai există, nu știu, în renovare, ce cu el, nu mai există leagănele, două din ele și la topogan nu mai este scară.
Vorbiți de părculețul ăla mic pe dreapta, cum intri pe Carpați, da? Da, unde a fost birtul înainte, a fost ceva... Da, era o asociere grozavă, birtul cu părculețul. Exact. Și a fost platforma aia de beton care s-a demolat. Da, cu acolo noi am intervenit acum 2 ani și am făcut un pic de... Între timp s-a rezolvat. Eu am sunat, este o plăcută acolo care spune până la 14 ani, firma, tot ce am sunat la numărul ăla, dar nu răspunde nimeni, îi zice că e număr nealocat. Cine știe, s-o fi schimbat mult de atunci. O să dau un lucru și să vedem ce putem să... Probabil să-l... și mai rugăminte aș avea la dumneavoastră. Am mai sunat un domn mai de mult cu, dacă tot s-a dat drumul la asfaltare, că am văzut că s-a asfaltat deja, mă rog, porțiuni până oraș sau până de Speticeli sau mă știu ce, dacă se poate, rămânem datori la dumneavoastră. Nu trebuie să fiți pentru datori. Da, tot în parc, dar la Buda Ideleanu numărul 6, în jurul parcului acolo, nu-i asfaltat deloc, adică nu există asfalt. Oamenii care intră și iasă de acolo din curte nu au asfalt. Chiar asta e în spatele benzinăriei? Dar, nu, din, chiar în parc, dar după. Deci după parc, după imediat, parc. E colțul ăla care bate spre... O să verificăm, chiar... acum să vedem, pentru atâta vă dați seama că e organizarea de șantier mai complicată decât lucrarea. Dacă o să fie vreodată vreo lucrare mai mare prin zonă, ne mai aduceți aminte sunt și... Sunt oameni în vârstă acolo și nu poate să, vă dați seama, iasă ca la țară, e pământ pe jos, să poate... Am înțeles. Să se poată asfalta sau ceva, nu știu, rezolva cumva. Zic că nu, așa ar fi frumos. Acum cu parcul sper să se rezolve, adică dincolo e ceva lucrare mai serioasă. Exact, încercăm. Și bine. Mulțumim, bună, o seară frumoasă. Seară frumoasă. Mulțumim. În continuare, linia noastră telefonică rămâne activă, 0357-431-431, număr cu tarif normal. Ne vin și mesaje pe care ni le scriu telespectatorii noștri și le citim. Dan Ambrosi ne scrie: bună seara, nu se poate reveni la dublu sens pe strada Octavian Goga, deoarece ca să ajungi de la Piața Mare la Piața Mică trebuie să ieși ori pe centru, ori să înconjori pe la Intim, ne spune dânsul. Greșit. Sunt mai multe, să le spunem, străduțe care fac legătura între Mărășești și Coșbuc, unele cu sens unic, cum e Goga, spre Mărășești, două cu sens unic spre Coșbuc. Prin urmare, rămâne există așa. Variantă, cel puțin deocamdată, vedem în timp cum va fi soluția. Dar încă cred o dată, că Simeon Balint este cea cu sens. E Simeon Balint, una dintre ele, episcopiei dincolo și Coșbucu și, nu mai știu, încă una e cu sensul invers. Plus că, hai să fim serioși, ești totuși cu mașina. Adică, că mai mergi 300 de metri încolo și 300 înapoi. Tot la propunerea, că nu s-a visat primarul într-o noapte că ar trebui Goga din dublu cu simplu sens. Tot oamenii de acolo, tot blocaje, mașini frecate, pentru că pe o parte se parcau și atunci când se venea cu dublu sens și veneau și din față și din cealaltă direcție, mai ales dacă nu erau doar mașini mici și era una cu un pic mai măricică, gata, problema și scandalul. Așa s-a ajuns la situația aceasta. Bun, spunem bună seara celui care intră în legătură directă telefonică cu noi. Vă salutăm și vă ascultăm. Bună seara, Rostam, seara. Sunat la dumneavoastră de câteva ori cu ceva probleme la UTA și cu părculețul, cu tomberonele și cu stâlpișorii pentru parcat, nu se mai parcheze pe bordură, dacă mai țineți minte mai... Asta e în spatele înainte. Bisericii parc, acolo unde e stația de gaz restul. Exact. Bun, nu s-a prea rezolvat nimic cu chestia asta, a venit un om de acolo, dar nu s-a rezolvat nimic, nu mai sunat nimeni pentru stâlpișorii. Mașinile tot acolo se parchează. Nu e asta problema. Dar am vorbit și la fața locului odată, dacă nu mă înșel. Da, am vorbit, exact. Și am mai vorbit o dată la primărie? La primărie n-am vorbit, numai la fața locului, ați vorbit cu mine direct. Mă rog, poate greșesc. O venit cineva de la dumneavoastră, de la primărie, și a zis că trebuie să ia legătura cu domnul cu care aveți contractul și nu știe dacă mai poate să mai pună, că s-o scumpie toate materiale. A, discuția cu stâlpișorii asta, că sunt metalici. Da, bun, de ce v-am sunat acum? Pe câmpul liniștii, domnul primar, la trecerile alea de cale ferată, care nu știu ce trei mai circulă pe acolo, că nu circulă nimica. La care din ele vă referiți? Prima, cele din capătul? Înainte, da, prima.
acolo unde e rematul, pe la remat. Stai să nu amestecăm lucrurile. Dacă venim dinspre, mă rog, oraș, prima trecere care fac legătura între două, stânga-dreapta, sunt două spații, mă rog, private, zone industriale. Dar știu subiectul. Bun. Deci ne rupem mașinile da, acolo. Da, și eu doar vin la emisiune pe acolo. Ideea e de felul următor. Noi suntem într-un lung proces și discuții pentru a îndrepta strada, adică a reface trecerea dincoace pe capăt, peste calea ferată. Da, știți știu, că se face acolo ada aia. Nu intru în detalii, mai complicat, dar sper eu ca într-un an de zile să reușim. Suntem cam cu proiectul gata, am niște discuții ce le-am avut cu cei care au liniile aici, că nu sunt doar CFR-ul, ci și fabrica de vagoane marfă. Ei nu-și mai pot gara vagoanele noi când le fac și atunci trebuie să remodelăm și să reconfigurăm totul. Ocazie cu care am reface și strada Câmpul Liniștii, care ar fi și ea stradă cap-coadă. Și atunci ne-am gândit să rezolvăm și acolo. Și eu am verificat și m-am uitat de câteva ori stânga-dreapta. Se pare că linia aia nu e mai folosită deloc, iar e doar o problemă în trafic. Și atunci am zis că rezolvăm două lucruri deodată, altfel ar trebui să vină, să scoatem bucata aia de șină. Bun, să... dar nu se mai poate asfalta acum acolo un picuț, pentru că... Ba da, vedeți, picuțul ăla, dacă dumneavoastră ați fi firmă specializată, pentru picuțul ăla trebuie să veniți cu o întreagă echipament și utilaje, de la mașina cu asfalt, la cilindru compactor, la toate alea, pentru 15 metri pătrați. Eu vă cred, domnul primar. Da. Atunci, așa cum mi-ați spus și să fim... La mașini și știu, dar hai să fim corecți. Așa cum am așteptat 25-30 de ani și nu s-a întâmplat. Acum am cereți să rezolv eu într-un an de zile, un an jumate de mandat, deși eu o voi rezolva așa cum v-am spus, cam într-un an de zile, dacă totul decurge normal, sunt la fază de hârtii. Eu zic că e un progres mare. Credeți-mă că nu vă cer, că într-un an jumate se rezolvați totul. Dar nu, știu, cunosc și eu m-am uitat. Nu spun cu răutate, vă spun că ați văzut că sunt situații pe care nu le cunosc din oraș și sunt unele pe care dau răspunsul pe loc. Aici chiar eu m-am uitat stânga, dreapta și am văzut că nu e folosită. Dar deloc, sunt niște gunoaie acolo peste ele, dincolo de gard. Deci chiar tronsonul ăla nu e folosit. Acum sper să n-avem o surpriză când intru în detalii să mă trezesc că și bucata de teren de sub linia respectivă nu e a primăriei sau cine știe ce alte minuni, că de acum sunt foarte prudent. Dar intenția mea este de a o rezolva și știu de problemă. Bun, ăsta a fost primul punct. Al doilea punct. În sensul giratorului de la UTA. Acolo sunt trei gropi lângă liniile de tramvai. Ce facem acolo? Păi, nu, acolo sunt trei, în altă parte sunt patru. Ce să facem? O să le reparăm, ieșim din primăvară acum. Dar, atenție, noi lucrăm cu contracte cu firmele care lucrează. Orașul e împărțit în mai multe zone. Pe una din zonele din oraș se contestă de aproape jumătate de an o firmă celebră care tot timpul e nemulțumită. Sper ca într-o lună și ceva să finalizăm și să am contract. Eu n-am cui da comandă pe o parte de oraș, ceea ce ne creează o problemă, ba mai mult, oamenii n-au de unde să știe detaliile astea și vede că într-o parte de oraș lucrăm și în altă parte nu lucrăm și crede că nu vrem. Mă înțelegeți? Zona UTA, zona Câmpul Liniștii, e în acea zonă în care deocamdată plimbă hârtiile pe la instanță. Vai de noi! Da, astea sunt legile. O rezolvăm. Mai așa cum au trecut câteva luni, eu m-am străduit ca tot balamucul ăsta de hârtii să fie în perioada rece, când oricum nu se poate face. E, uite, din cauza contestațiilor și recontestațiilor, ne-am împins mai mult decât e cazul. Am înțeles. Dar o rezolvăm și pe asta. O să vedeți. Bun, și acum vă mai întreb încă ceva. Orice, vă rog. Îndrăznesc să vă mai întreb. Se mai aude ceva de vreun parc în Vlaicu la noi? Da, acolo unde am promis, singurul teren pe care l-am identificat cât de cât măricel aici în spate. Tot acolo din între linii? Nu e... În spate la Metalcom? Exact. Acolo am terminat faza de întabulare, să fie terenul nostru. Acum, asta e procedura, ce să fac? Lucrăm la partea de puz și ăsta durează în cursul anului ăstuia și sper eu ca anul viitor să putem lucra la el. Mai repede nu se poate, că astea-s mersul hârtiilor. Am înțeles. Dar, deși nu se vede, acum mă înțelegeți, noi am făcut niște pași mari față de ceva ce nu era deloc. Aici am
identificat terenurile, am parcelat, reparcelat, nu mai intru în detalii, iar acum suntem, sperăm noi să avem cu cine lucra, să ne facă puzul. Și pe sfârșit de an să avem puzul și de acolo să găsim, ar trebui să se țină de cuvânt ceea ce s-a promis, că vom avea finanțare europeană pentru astfel de proiecte și atunci avem și bani asigurați să licităm, să avem un constructor și la anul să lucrăm. Vedeți, așa cum celelalte zone de care am vorbit acum, fie în zona 300, fie pe Mărului, unde acum se lucrează, la hârtii și la documentații s-a discutat și s-a lucrat acum 3 ani, 4 ani, 5 ani, ca de prin 2016-2015 și de-abia acum se întâmplă. Asta e mersul birocrației românești. Dar tot la fel, față de ani de zile în care se spunea că nu avem unde și deloc în Vlaicu, măcar nu e cel mai grozav, nu e cel mai bun loc, dar e singurul mai mărișol pe care îl avem pe aici. Da. Bun, bine, vă mulțumesc. Și eu, ne mai auzim. Seară frumoasă. Mulțumim, seară frumoasă. În continuare, linia telefonică este liberă pentru a ne contacta. 0357431431, număr cu tarif normal, iar până atunci mesaje care vin și de o parte și de cealaltă. Dan Mincu, Gavra, Arad, Zădăreni, pistă de biciclete. Așa pe scurt. Știm ceva de asta? Deocamdată nu m-aș minți. Nu, ok, deci încă nu. Drumuri încolo, așa că... Bun, doamna Alexandra Păunescu ne scrie încă o dată. Dar dacă găsim o soluție de finanțare și vor fi bani europeni pe așa ceva, ok. Încă ceva, ne spune dânsa, astăzi a postat o doamnă o situație pe Facebook și a luat bilet de parcare din centru și nu era trecută ora pe bilet și mai lipsea ceva, deci era nul practic. Cei de la parcări nu vor fi impresionați că nu merg aparatele, ne spune dânsa. Am trecut pe SMS toată exact. Povestea. Acum, atunci când lucrez cu orice fel de tehnologie, pot să mai apară și unele, ce să le spunem, mici defecțiuni, mici neconcordanțe. Ok, Mirela Aga, bună seara. Numele celor care locuiesc pe strada Dreptății, între Bioclinică și Renașterii, vă scriu în legătură cu trotuarul din partea dreapta a străzii, deoarece suntem discriminați pentru că jumătate de stradă, partea cu blocurile, se repară și trotuarul, partea cu casele, pe aceeași stradă rămân nereparate, ne spune dânsa. Probabil că se referă la bucățica de la Bioclinica spre, da, până spre Renașterii, pe partea dreaptă. O să verific să văd cum este asfaltul, trotuarul și dacă e cazul, facem. Este un mesaj care a venit de foarte multe ori în emisiune, dar vin și telefoane, spunem bună seara celor care intră în direct. Vă salutăm, vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! Un pic mai tare! Un pic mai tare, sau dacă sunteți pe speaker, atunci vorbiți la telefon, vă rog. Bună seara, aș vrea să vă felicit pentru munca care faceți în folosul comunității arădene. Mai tare când mă felicitați, că la critici se aude așa de bine și acum am și eu pe cineva care mă felicită și nu se aude. Da, domnul primar, aș vrea să vă adresez o întrebare legat de hotărârea asta a Consiliului Local 586, ce reglementează activitatea agenților economici, în special partea de muzică, după ora 22 în timpul săptămânii, respectiv 23, vinerea și sâmbăta. Această lege parcă a fost așa a fost atunci când s-a închis practic strandul, când s-a reușit ca să transformăm strandul dintr-o atracție, să zic așa, de tineret, în ceea ce este acum seara. Practic s-a lipsit de orice parte de distracție pentru tineret. Și aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta, că practic dacă închidem toată muzica și tot după ora 23, mai ales vara, când se știe încă nu, lumea este în singurul loc care l-am avut așa pentru ieșit în Arad, Aradul tot așa trist o să rămâne ca și în perioada pandemiei. Nu neapărat, pentru că tot arădeni sunt și cei care reclamă că e gălăgie și că e noapte și că, mă rog, nu știu, vă dau un exemplu, eu lucrez lângă calea ferată. Aici toată noaptea circulă trenurile și dacă aș face o măsurare de decibeli, ar fi probabil la fel ca și gălăgia ce sunt cei ce s-au vis-a-vis de strană. Deci, argumente pro și contra pot fi. Eu n-am nicio problemă ca idee, dar va fi depus în balanță pe cine mulțumim și pe cine nemulțumim. La momentul când s-a dat, s-a
data cea hotărâre când s-a făcut reglementarea, s-a încercat să ia așa o măsură rabinică, să mulțumească și pe unii și pe alții. Adică nu știu dacă n-aș vrea acum să greșesc, dacă în hotărârea de Consiliu nu este preluată o prevedere din act normativ de rang superior, național. Și atunci nu poți, decât dacă s-ar schimba legea. Adică, dacă legea generală, la nivel național, spune maxim până la ora, tu prin hotărâre de Consiliu nu poți să depășești. Ce vreau să revin puțin, am locuit, că am avut norocul ăsta să locuiesc și în București, și în Timișoara, și în străinătate, și în toate orașele unde a fost, exista o zonă unde, într-adevăr, în timpul weekendului măcar, era până dimineața și era terasă, era biologia, era viața de care, până la urmă, orice societate, părerea mea, care are nevoie atât de liniște, ai găsit de da, un loc pentru tineret. Știi? Sunt de acord cu tot ce spuneți. Ce vă pot promite acum e că voi verifica dacă e doar de nivelul Aradului, putem avea o discuție aplicată pe problemă. Dacă e reglementată de nivel național, atunci doar să propunem modificare de lege. Mai mult aș fi neserios să promit. Am înțeles. Mi-aș dori oricum ca și măcar strandul să rămână așa o zonă de agrement. De acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru vizionare. Și eu vă mulțumesc. O seară frumoasă. La revedere. Da, și apropo strand, dacă tot veni vorba de el, zonă de agrement, asta înseamnă și utilitate în domeniul sportiv, pentru că și skateboardul a fost declarat sport, iar noi avem o mică amenajare dintr-un fost bazin de copii nefolosit, care e un skatepark acum. S-au bucurat și copiii, sunt acolo chiar și la ora asta. Da, e o dovadă și am insistat să demonstrăm că din ceva părăsit, din ceva insalubru, acel mic bazin care a fost odată pentru copii, uitat undeva între căsuțe acolo, marginalizat și la propriu și la figurat, se poate obține ceva frumos și util, mai ales pentru cei pasionați de acest sport și, evident, fac parte din tânăra generație. A fost de altfel o propunere a lor și cu un efort minim, eu cred că a ieșit un lucru simplu și frumos și sper să-l și mențin așa. Iar acum mingea a plecat de la noi la ceilalți. Vom vedea în timp ce se întâmplă. Mici ajustări, una alta, sigur, pe acolo copiii au cerut-o. Orice e perfectibil. Uite că doamna din regie din nou spune că ridică mâna la noi. Ne semnalizează. Ok. Bun, ascultăm telefonul nostru în direct. Vă spunem bună seara. Bună seara. Sărut, seara, mâine. Vă ascultăm. Aveți un proiect în desfășurare. Avem mai multe, vă rog. Da, eu o să vorbesc despre unul, în legătură cu stațiile de autobuz. Da. Problema mea este locuiesc asemănători. În fața casei mele nu a fost înainte stație. Am înțeles că din cauza noului proiect și așa mai departe, se trece de pietoni, s-a făcut stația în fața casei mele. Și acum nu-i bine. Când era în față la, în casă, altuia era foarte bine. Nu era în fața casei nimănui, că era în fața bisericii, dar trecând peste asta, nu asta este problema mea. Dintr-o dată nu am știut de proiect, din păcate, probabil nu am citit presa, nu am fost foarte informată. M-am trezit că trebuie scos tot, adică s-au scos pomii, am avut gard verde, am întreținut și mi s-a spus că în primăvară va fi la loc cum a fost. Eu cred că este primăvară și vă spun sigur că nu este cum a fost. Păi, stați un pic. Păi, eu stau. Da, nu, că ceva nu sună pe logică. Undeva adică? în respectiva zonă s-a făcut loc unei stații, cu pavele bănuiesc, da? Da, pavele care sunt cu găuri și care voi fi curioasă, nu e treaba mea, dar... Foarte bine. E gândul să fie măcar ce va fi mai târziu. Păi nu, dați spus că nu e. Îmi dați voi acum să. Eu v-am ascultat cu deosebit atenție. Și mi-ați spus că totul trebuie să fie la loc. Păi nu poate să fie la loc. Ar însemna să se mute de acolo pavelele și stația. Acum îmi pare rău, probabil și mai mea n-a fost, dar mi s-a spus că se va face spațiu verde înapoi, se va semăna iarbă. Unde, pe stație? Păi, pe stație și pe unde s-a stricat înainte, adică păi, noi, dar eu înțeleg că nu e spațiul nostru, eu înțeleg foarte bine că nu e spațiul nostru. Dorința dumneavoastră e pertinentă de a fi frumos în fața casei, de a îngriji și eu vă mulțumesc.
Nu, stațiile ni s-au aprobat în varianta să fie cât de cât înierbate. De-aia sunt cu găuri. Acum că o fie multă iarbă sau nu, dar mă rog. Înțeleg că s-a distrus ceva și în jur. Da. Care nu e refăcut. Lăsați-mi în, sau îmi spuneți-mi numărul pe 6 vânători și o să trimit pe cineva să vedem. Că lucrăm cu oameni și noi, nu cu... Numărul de casă, dacă ne lăsați. Ca să știu care stație să o caut. Numărul 50 locuiesc, e stația de lângă biserică. Am înțeles. Uite, verificăm și ce putem reface, măcar cât de cât să arate cum a fost înainte. Bine? Păi, așa a fost promisiunea, mi s-a spus în toamnă că nu se poate... Nu știu cine v-a spus, dar e, și dacă nu vă spunea, așa era normal. Mi s-a spus că în toamnă e normal că nu se pune gazon, pentru că nu... Normal că primăvara, că n-are de ce să stea. M-am gândit că ați avut un proiect în care s-a făcut curățenia de primăvară. Am crezut că totuși deja este primăvară și am se înțeles. Va reveni. Vedeți că la proiectul, așa în ghilimele, a curățeniei de primăvară, participă toată lumea și se face curat și amenajează în fața casei. Dacă... Noi am avut, credeți-mă, a fost foarte amenajat. Nu vă oprește nimeni și acum să faceți la fel. Trebuie să ne facem noi, nu așteptăm după nimeni. Știm păi, acum tocmai așteptați din ce mi-ați spus. Păi, scuzați-mă să vă spun că a fost înainte, aș vrea să vedeți poze sau să știți. Dar adică nu m-am pun la îndoială. Care datorită acestui proiect a trebuit scos tot, peste, m-am trezit dintr-o dată și măcar, ce să spun acum sau să reclam că de fapt nu putea să ne puneți o petiție, să ne spune scoateți-vă copacii că de fapt aici se va schimba, se va face stații da, de autobuz. Dar de ce să vă pună primăria petiție că terenul, dacă păi iau la în curte la dumneavoastră? Spațiul din față trebuie să mi-l îngrijesc și să-mi pun spațiul verde și să-mi nu, fac. Eu v-am spus că așa e frumos. Nu vă am făcut, dumneavoastră mi-a spuneți din nou că iar eu trebuie să mă ocup să fac. Nu. Cred că nu m-ați înțeles. Da, cam așa a fost. Îmi doamnă, dacă vreți să ne certăm, cu mine nu v-ați găsit nu omul. Nu am încercat să mă cert. Da, puteți, nu e o problemă. Când vă spun că de fapt am încercat să fac și vă spun că s-a distrus, mă să spuneți că eu trebuie să fac ca să pe cineva. Nu am așteptat pe nimeni de la primărie acum? Să facă. Credeți-mă, păi, doamnă, asta faceți acum, asta îmi spuneți, că așteptați să meargă să vă facă. Vorbiți în două noțiuni diferite. Ori doriți să vă faceți dumneavoastră, ori lăsați-ne să facem noi, dar nu ne mai criticați. Dacă facem, facem cum putem și cum ne ajută Dumnezeu. Dacă nu vă place, vă faceți mai bine. Dar nu un minut înainte spuneți că așteptați. Dacă ne face mai bine, nu ne stricați-o, măcar anunțați-ne înainte. Doamnă, e pe terenul statului. Dacă vrea, îl strică tot. Da, bine. Dar nu ne-am opus dacă dumneavoastră doriți să faceți. Eu nu vă spun cu răutate. Ceea ce dumneavoastră spuneți e corect, mai ales că ați făcut și a fost frumos și s-a stricat. Ne străduim să refacem și să fie bine. Dar într-un minut îmi spuneți că vreți să faceți dumneavoastră, peste un minut spuneți că așteptați să vină cineva să facă. În oricare variantă noi suntem deschiși. Bine, na, Doamne Dumnezeule, acum. Până la urmă tot iese cumva mai bine decât e acum. Nici stația nu fie cea mai super, mai ales cu ierbat. O să văd cum iese. Dar dacă așa numai ne-au lăsat. Deci bine, nu era voință, credeți-mă. Dar n-am zis că e, văd, se fac proiecte, știu că asta e, facem parte din, dacă vreți să ne modernizăm, trebuie să fie, doar că... Să fie mai bine. Sunt convins că n-au făcut cum trebuie. Sunt convins că au lucrat prost. Sunt convins că mai mult au distrus în jur. Că așa sunt unii muncitori nu și firme. Nu neapărat, sincer, au lucrat prost. N-aș putea să spun despre asta. Nu. No. Chiar nu aș putea să spun. Doar că ar implica să ni se strice spațiul verde, să ni se scoată pom și așa mai departe. Gard. Acum, pomii nu-i putem pune la loc în stație. Sper că nu doriți să fie tot o pavelă și un pom. Nu. Ok, hai că trimit pe cineva și vedem cum o potrivim. Bine, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. O seară frumoasă. Mulțumim. Da, este un model de stații cu pavele care permit înierbarea. O să vedeți când mergeți... Da. E cu probleme și asta nu, pentru că... Nu, o să vedeți când merg doamnele cu tocuri, mai mari sau mai mici. E o realitate. Chiar și tocuri de bărbat, dacă nu sunt foarte mari, găurile alea din pavele. Acum cred că epoca disco s-a cam dus. Nu mai au băieții toc, dar cine știe ce fel de modă mai vine și cine urmează să mai fie nemulțumit de povestea asta. Mai sunt unii care vor și ei pe tocuri pui. Bun, Maximilian, Izabela ne scrie: sensul giratoriu de la Dacia Service Aradul Nou e de multă vreme distrus. Pe când s-ar putea repara acesta? E cu denivelări și e cu crăpături pe acolo pe lașine. Ok. Așa. Step by step. Vin și mesaje pentru politicieni. Ok.
Să fie pace adâncă și în inima voastră de politicieni pentru a apăra și pe cei săraci care trebuie ajutați financiar pentru a trăi decent și cu demnitate în societate, ne scrie Vili Rupa. Ok. Acord cu domnia sa, doar în anumite limite, pentru că tot ceea ce se primește pe social plătește altcineva. Da, nimic nu este gratuit. De undeva trebuie luat și ani. Adrian Popa. Domnule primar, în legătură cu zona industrială, puteți să faceți ceva pentru că o oră durează când ieșim din fabrică. E o discuție mai amplă acolo, te ne faci cu mâna că avem telefon. Da, da. O soluție, într-adevăr, reală va fi la momentul la care se reușește o centură în afară. Sperăm cu drumul Oradea Express. Marcelo Ionescu, pe care îl salutăm, bună seara, avem telefon. Arădenii se tot plâng că nu avem spații verzi, dar văd foarte puțini oameni care folosesc aceste spații. Pe de altă parte, avem o faleză a Mureșului excepțională, dar puțin trafic pe ea. Ok, telefonul în seara aceasta, spune bună seara, vă ascultăm. Vă rog să ne ascultați la telefon, că dacă ne ascultați la radio sau pe net, atunci durează, e cu delay. Adică cu întârziere. Cum a... Dacă e Facebook, e delay. Da? Ok, poate revenim cu clarificări. Deci ori ne ascultați la telefon, ori nu o să ne auziți. Noi tot aici, nu e o problemă. Noi tot aici. Pe, atunci mai luăm câteva mesaje, poate că se restabilește legătura. Bun. Loredana Elena, bună seara. Aș avea o întrebare pentru domnul primar. Când o să înceapă programul de reabilitare termică a blocurilor? Mulțumesc. Tot așa. Avem un lot de vreo 26 pentru care am depus prefinanțare și preexecutare. Uh-huh. Astea sunt bani guvernamentali sau UE? Europeni. Europeni. Bun, ok, avem telefonul în direct și ne ascultați în receptor. Vă spunem bună seara. Bună seara, domnul. Vă ascultăm. Am văzut că aveți pe domnul primar. Da, este aici și vă ascultă. Spuneți. Vă rog. Alo, bună seara, domnul bună primar. Seara. Spuneți. Hotărât. Am o rugăminte la dumneavoastră, sau, cum să zic, o sugestie, mai bine zis. Spuneți-mi, vă rog, nu se poate pune camere de la vedere în parcuri, la blocuri, la pentru copii? Ba da. Ca să nu se mai distrugă inți, inche și bănci și... Știm lucrul toate ăsta. Cele... Unde ați văzut cel mai mult? Unde locuiți? Unde? Care păi parcuri? Vlaicu. În Vlaicu. Peste tot, problema este că nu sunt deloc ieftine și, mă rog, în timp no. vom realiza păi, și lucrul acesta. Și nu știu ce să vă mai spun, că îi dă groază cu tineretul care vin de la barul, de la discoteci, distruge și tomberoane, am văzut că dau cu picioarele. Deci mai exuberanți atunci, dar știm situația și încercăm să o ținem sub control, cum să nu. Îi dă groază. Și mai am o problemă în legătură cu piața Obor. Văd că pe alții săraci, cei bogați, cei săraci nu-i lasă să vândă. Deci mă refer în piața Obor, înăuntru. Nu cred că împarte de exemplu, cineva fac în două și eu piața Obor, deci și eu mă duc cu vânzare și ăsta și nu pot să primesc un loc că trebuie să mă iau la înață cu țiganii și bătăi și vai șamar. Deci eu nu știu, nu se poate scoate mașinile din piață ca să aibă toți loc, să poată să vândă toți. Cred că da, o să vorbesc la piețe să văd care e situația, într-adevăr. Deci vă rog frumos, faceți ceva sau faceți mai lărgit piața Obor ca să aibă și am înțeles, loc, am ca să poată să vândă. Corect. Că văd că pe domeniul public apară la ieșire din piață, acolo pe la Marem, pe la ăsta, tot vine poliția locală că nu-i voie, că e domeniul public. Am înțeles ideea. Nu. Cum să faceți ceva să avem toți loc, ca să așa putem să vindem toți. Ce spuneți e corect. Și noi ne dorim să avem cât mai mulți clienți și oamenii care cumpără doresc... Certuri, numai ăsta cu poliția locală, ne luăm în gură cu ei și așa, păi și normal că vrea să vândă și cei săraci vrea să vândă să facă o bucată de pâine, domnul primar. Corect, așa este. Na. Și sigur. Normal. Corect. Nu se poate așa ceva. Și eu zic că... Mașinile scoase afară, pleșe marfa acolo în piață și scoase mașinile afară. Corect. Dar ce chestie? Nu le poate lăsa afară?
Ok. Azi mă nimere până la WC cu mașinile. No, bine, domnule. Și asta e adevărat. Dacă mai este ceva, atunci bine, asta s-a notat. No. Mulțumim, seară frumoasă. No, vă mulțumesc și eu, domnule primar. Doamne ajută, Doamne ajută. Mulțumim. Sănătate. E bine, încă câteva mesaje și încet, încet încheiem și marța asta de audiențe în direct. Acum o să mergem oricum. Vezi când mai întrebau când se reau audiențele. Le avem marțea. Le avem marțea. Sunt super eficientizate, deci aici se stă la rând și la telefon, și la mesaje, și peste tot. Așa că poate o facem în variantă online și de acolo, cine știe, glumesc, sigur, bineînțeles. Bună seara! Întrebare, ne spune Adi Klein Peter, piața Catedralei, când încep lucrările și ce va fi până la urmă acolo? Cam într-o lună și ceva ar trebui să înceapă demolarea și mutarea în piața nouă. Până la urmă va fi o piațetă publică, nu de vânzare a diferitelor mărfuri, ci de agrement, să spunem. De agrement, în care vom putea desfășura diferite evenimente. E o piață frumoasă în fața Catedralei. Sperăm noi să ridicăm puțin zona. Uh-huh. Oricum, nu ne face cinste, mai ales partea aceea din piață care e cu, mă scuzați, cocioabele alea acolo, dughenele respective. Dughene, da. Hai să fim serioși. Bun, deci se va merge cu mutarea spre zona din spre Rusu Șirian. Rusu Șirianu, turnul de apă acolo. Mergem unde e pregătit deja tot și până la urmă vom vedea că e mai bine decât e în momentul actual. Nu că nu e perfectibil orice, cu siguranță. Bun, Gianina Marco, bună seara, domnule primar. Seara. Pista de alergat pe stadionul Gloria, pe când preconizați că se va reface? Mulțumesc, o seară frumoasă. O avem în lucru. La fel cum e în lucru și la Moise Nicoara, acolo vor acolo începe lucrările. Acolo urmează să zic eu că într-o săptămână să avem autorizația de construire și apoi să văd de comun acord, mă rog, și în cadrul contractului, evident, să dăm drumul la ordinul de începere a lucrărilor și practica lucrărilor. Am mai întrebat o personalitate astăzi despre ce se întâmplă acolo, e vorba de Tudor Gheorghe, care a văzut locul și a spus că nu arată cum arăta de frumos și i-am explicat despre ce e vorba în Tudor Gheorghe, care a venit pentru concertul de mâine și care a făcut clasa nouă la Moise. Asta n-am știut. Și a locuit pe Săvinești, în Arad, și pe Mețianu pe acolo. Da, da, da. Bănuiesc că nu la jandarmerie. Săvinești. Anii aia era jandarmeria. Nu. Da, da, mi-am luat bilet și eu pentru concertul de mâine seară, de acum o lună și ceva, de o lună. Știu și prețul. Nu mai sunt locuri, așa că nu încercați să... Păi de-aia l-am luat din timp. Nu, am mai pățit că nu n-am mai găsit. 130 ceva de lei, parcă. Da, da, bilet, da, da. Două bilete, 260 am luat. Va fi frumos. Ok, păi... Poate nu vrea să vină soția și uite, vând un bilet. Ok, face și trafic de bilete la concertul lui Tudor. Nu fac ca pe vremuri, știți cum era la film. A trăit ani înainte de 90, când nu se găseau bilete și se vindeau la suprapreț și stătea cu biletul în mână. Aia poate mă vede și pe mine mâine, față la palat cu un bilet. Am un bilet în plus. Ok, bun. Am și glumit, am avut și emisiune, aici se încheie. Mai sunt mesaje pe care le vom studia în mod... offline, pentru că aici se încheie emisiunea noastră. Ne revedem săptămâna viitoare, marți, aici la Joy FM și la Strada TV. Iar sperăm, până atunci, cine știe, voioși. Săptămâna asta mai avem un reper important. Totdeauna avem repere importante. Eu știu, o personalitate, un personaj, un cineva, oriceva. Anunțăm la momentul respectiv. Ok, bun, am vrut și eu să smulg o vorbă, dar se pare că nu încă. Divulgăm nimic, dacă... Ok, aici se încheie emisiunea noastră. Au fost audiențele în direct cu primarul municipiului Arad, Călin Bibarț. Mulțumim, Gianina Gula, pentru regia tehnică. Să trăiți la mulți ani și noi ne reauzim și revedem aici săptămâna viitoare cu tot ce trebuie. Ok. Luna viitoare. Chiar și luna viitoare. Apropo. Apropo. Ziua internațională a bărbatului. Întâi vineri, cred că e, nu? 1 aprilie, da, o urare frumoasă pentru... O facem atunci. O facem atunci, bun. Așteptăm și noi ce primim de la... Da. Atunci. Și-o rămas de la mărțișoare, florile care s-au uscat în vază, eu mai știu, vaza, mă rog, dacă se poate... Nu aruncată. Nu preluată în cap și na, putem găsi. Ok, bun, aici încheiem. Sănătate, numai bine și la mulți ani tuturor bărbaților de 1 aprilie.